Pasiunea mea pentru sport a început undeva în 1993, la un liceu național cu program de atletism. Ulterior am participat la multe competiții locale. Aș putea să menționez două dintre cele mai importante, vorba de ultimele două ediții ale Maratonului Internațional București, proba de ștafetă. Am aflat despre programul ăsta de la un coleg. M-a întrebat, nu vrei să te înscrii într-un astfel de program? Bineînțeles că am cochetat cu asta și m-am înscris. Și am învățat că disciplina la antrenamente contează foarte mult, pentru că și pentru proba de ștafetă m-am antrenat, dar vreau să spun că n-am avut niciodată voința să trec peste pragul de 15 km. În gimnaziu participam la concursuri de viteză și eram foarte bună la asta. În liceu am trecut la ping-pong de performanță, am fost la câteva concursuri, am obținut rezultate bune, să zicem. Și de când am citit mail-ul venit, pe care l-am primit la muncă cu maratonul, am zis, papa, ceva de care pot să mă țin constant. O să vin la antrenamente, fie că pot, fie că vreau, fie că am chef, o să vin de rușine, de nevoie și tot așa. În școala primară am jucat fotbal. În gimnaziu am jucat handbal, eu sunt din Râmnicu Vâlcea și avem o școală foarte bună de handbal acolo. În liceu am făcut basket, în facultate m-am apucat de tenis și de ski. Și anul acesta a reprezentat o premieră pentru că am participat pentru prima dată la un triatlon. În liceu uram proba de rezistență, aveam o mare problemă când trebuia să fac asta și întotdeauna am preferat probele de viteză și sporturile cu minge, cu orice altceva, dar care nu implică o alergare constantă și fără scop teoretic. Am făcut foarte multe sporturi, dar în principiu atletismul a fost sportul în care am obținut și anumite rezultate. Am alergat în principiu fond și semifond, vorbind mai mult de probe de 800 de metri și 1500. Întotdeauna m-am regăsit în atletism, nu știu de ce, mi-a dat liniște. De aceea m-am bucurat foarte mult când s-a lansat acest proiect, primul meu maraton. N-am alergat niciodată maraton în viața mea și tot timpul, chiar când făceam sport, mă gândeam că trebuie să fie un lucru minunat să termin această cursă de maraton în picioare și să poți să spui asta tuturor. Salut, Marian! Bun, salut!